Atinge-te de poala hainei lui. Binecuvântat e omul care se încrede în Domnul și chiar de vede marea vieții tulburată, crede că Iisus este în tot și peste toate. Trece Iisus prin cetate și încujurat de gloate, însă prin mulțimea mare o femeie se strecoară, căci dorea cu mare ardoare să se atingă de-a lui haină, să primească vindecare de scurgerea de sânge, căci la oameni nu avea nici măcar o șansă. Prin mulțimea aceea mare, ea-și făcuse loc să treacă și, atingându-se de poala hainei lui Iisus, sângerarea s-a oprit. Și o putere mare atunci a simțit Iisus că iasă și, întorcându-se spre gloată, îi întreabă: cine s-a atins de mine? Iar mulțimea deranjată de întrebarea lui Iisus, pe un ton de superioritate, îi răspunde lui Iisus: la atât amar popor mai întrebi cine de tine s-a atins? Dar femeia îi răspunde: Doamne, am dorit cu ardoare să mă ating de poala hainei tale ca să capăt vindecare, căci mi-am cheltuit toți banii prin spitale și la medici, dar nici unul dintre ei vindecarea nu mi-au dat. Dar eu am venit la tine și mi-ai dat tămăduire, nu doar pentru trupul acesta, te-ai atins și de al meu suflet. Oricât ești de păcătos, Dumnezeu te iartă dacă sincer cu căință te întorci pe calea crucii. Cere-i îndurare și balsam de vindecare, însă nu uita de suflet care este de valoare. Trece Iisus prin cetate. N-ai vrea să te atingi de poala hainei lui? Mai fă un pas și prin credință atinge-te de poala hainei lui. Trece azi și pe la tine, cum trecut odinioară, îi deschizi a ta inimă sau încă îl lași afară? Fiindcă în curând pe nori Domnul va veni cu slavă, dar ai certitudinea de plină că faci parte din răpire? Te mai mustră conștiința când admiți vreun compromis? Sau rămâi indiferent de tot ce gândești și spui? Azi te cheamă Dumnezeu să te bage în scăldătoare, să-ți dea haina cea de nuntă, cea de in strălucitoare. Sufletul ți-l curățește și-ți pune un de lemn, dar și trupul-ți întărește
căci e medicul suprem. Ca femeia din scriptură să te atingi de-a lui haină. Nu mai amâna, ci vino, vino să-ți dea vindecare. Veniți la el, toți cei trudiți și împovărați, căci el a promis că ne va da vindecare, dar ne cere ca să facem fapte vrednice de pocăință. În smerenie să-ți fie viața ta și o mărturie. Stai mereu la post de veghe ca să te cresc în putere. Și apoi, scară după scară, te voi crește în lucrare. Și în ogorul ce te-am pus să lucrezi neobosit. Fiți pe pace și păstrați legământul ce cu mine ați încheiat, căci răsplată veți primi noul sfânt Ierusalim, care vi l-am pregătit. Amin.